sunt informații contradictorii în ceea ce privește acest nefericit eveniment. Știm că doi copii, unul de 6 și celălalt de 4 ani, au fost atacați la un moment dat de câini comunitari. Unul dintre copii a reușit să se salveze, celălalt, din păcate, nu a mai putut să facă acest lucru. Polițiștii au demarat o anchetă, cei de la secția 7 sunt în zonă, la fel și polițiștii locali încearcă să se lămurească toate împrejurările în care s-a întâmplat acest nefericit incident despre care vorbeam. Echipajele SMURD au ajuns la fața locului solicitate de bunica copiilor, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru unul dintre ei, așa cum puteți vedea și în imagini. Vorbim de echipaje de salvare care s-au deplasat cât au putut de repede la locul indicat de bunică. De altfel, au avut și ceva probleme reprezentanții salvărilor, și asta pentru că nu se știa la un moment dat unde este cel de-al doilea copil atacat de câinii comunitari. Așa cum spuneam, sunt și informații destul de vagi la această oră în ceea ce privește evenimentul. Poliția a deschis o anchetă, vorbim de o anchetă coordonată de ofițerii de la Serviciul Omoruri. Așa cum puteți vedea și în imagini, toată lumea se mișcă foarte repede, trebuie să se identifice în acest caz și martorii și, bineînțeles, persoanele care trebuia să aibă grijă de acești copii. Vorbim de doi copii minori, unul de 4, celălalt de 6 ani, care au fost atacați de câinii comunitari. Așa cum spuneam, ancheta este în plină desfășurare, vom vedea însă și cine se face vinovat de acest eveniment tragic care s-a petrecut în apropiere de Parcul Tei din București, în plină zi, undeva în jurul orei 12:30, ne spuneau autoritățile din primele informații care au reușit să le strângă și care vor fi extrem de importante pe parcursul acestei anchete care se află în acest moment în plină desfășurare, așa cum puteți vedea. Madalina, îți mulțumesc foarte mult.